Bine v-am regăsit, dragii noștri, la o nouă ediție a emisiunii Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul campaniei Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine, campanie desfășurată în prag de sărbători pe site-ul editurii Herald. De asemenea, nu uitați toate informațiile, toate interviurile, materialele, înregistrările cu invitații noștri dragi, cu colaboratorii noștri care ne-au fost alături pe parcursul acestui an. Le găsiți pe pagina de Facebook a editurii Herald. Astăzi, alături de noi și îi mulțumim foarte mult pentru că a acceptat invitația noastră de a intra, aș spune, în acest joc, în această campanie. Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine, Simina Angelescu, psiholog, psihoterapeut, specialist în maternologie și în psihologie perinatală. Îmi spui dacă am pronunțat corect. Corect, Corect. corect, corect. Bun. Deci în maternologie și în psihologie perinatală. Aș vrea câteva gânduri pentru început, înainte de a ne povesti, de a ne spune ce carte ai vrea tu să dăruiești și cui. Aș vrea să ne, foarte pe scurt, să ne spui câteva gânduri legate de acest sfârșit de an. Și un mesaj pentru cititorii Herald, cu ce deschidere aș putea spune vom începe anul 2021, bineînțeles, cu curaj, încredere și puțin optimism de care avem nevoie, mai ales în aceste condiții. Bună ziua, mulțumesc mult, Sorin, pentru invitație și mulțumesc pentru această ocazie. Așa mi s-a părut foarte frumoasă campania asta. Mie mi-e tare drag să dăruiesc și să primesc cărți. Mi se par cel mai potrivit, dar cu orice ocazie, pentru că au așa un efect pe termen lung și la un nivel foarte profund. Legat de anul acesta, de gândurile privind anul acesta, pot să spun că a fost un an provocator pentru mine, cred că pentru multă lume a fost, dar l-am resimțit din plin. Nu m-am plictisit deloc, a fost destul de neașteptat. Eu fiind psihoterapeut și psihoterapeut de grup și care lucrez corporal, folosim psihodrama, adică nu doar la un nivel așa mental, verbal, a fost chiar o provocare să pot să-mi restructurez activitatea și a fost interesant că a funcționat. Apropo de optimism, sunt foarte încântată și optimistă că putem să facem mai mult decât credem că putem și oamenii pot să beneficieze de psihoterapie chiar în contextul ăsta al pandemiei, așa de la distanță. Și facem și știință, adică am avut tot felul de observații, cu siguranță că știința terapiei se va dezvolta după anul acesta. O să aflăm despre noi multe lucruri. Și ce aș vrea să transmit cititorilor, sincer, e ceea ce spun și clienților mei și tuturor oamenilor cu care mă întâlnesc în ultima perioadă. Aș vrea să le propun să se gândească cu compasiune și înțelegere la ei înșiși și să fie mai blânzi cu ei, pentru că trecem prin perioade dificile. Nu e ușor și am constatat că multă lume are tendința de a vrea să facă performanță cumva în perioada asta, poate în alte domenii decât în cea în care făceau de obicei sau se străduiesc foarte mult și este o perioadă destul de solicitantă, psihic, emoțional, fizic, cu multe schimbări și aș recomanda așa o încetinire a ritmului, mai multă blândețe și compasiune pentru sine și apoi și pentru ceilalți, bineînțeles. Te-ai gândit cu siguranță în cadrul acestei campanii la o carte pe care ai vrea să o dăruiești. Despre ce carte este vorba? Da, este o carte care m-a bucurat foarte mult atunci când a apărut. Este cartea lui Alan Shore, Știința artei psihoterapiei. Și mă refer acum azi la al doilea volum, care este despre neuroștiința dezvoltării afective și neuropsihiatria dezvoltării. Acest subtitlu sună foarte complicat.
Dar mie titlul mare, Știința artei psihoterapiei, mi s-a părut foarte potrivit și frumos, pentru că e o carte care vorbește într-adevăr despre psihoterapie ca artă, dar în primul rând în acest volum ca știință, adică aduce dovezi științifice din neuroștiințe pentru ceea ce de multă vreme se spune și se face în psihoterapie. Cumva dacă lumea avea nevoie de dovezi științifice pentru cum funcționează psihoterapia, cred că pot să fie găsite în acest volum. E o carte instrument, aș zice. Nu e o carte pe care am citit-o cap-coadă, e o carte pe care o deschid din când în când, citesc un paragraf și mă mai gândesc apoi o zi, două la el. E o carte care cred că trebuie să facă parte din biblioteca a oricărui specialist care lucrează cu oameni. Psihoterapeuți, cred că neapărat, dar mă refer și la alți specialiști care lucrează cu oameni, pentru că vorbește despre cum se construiește ființa umană în raport și prin relație cu altă ființă umană. Adică vorbește despre bebeluși și mamă sau persoană de îngrijire și despre cum creierul bebelușului se organizează și se structurează în relație cu creierul mamei. Și de asta spun că e un fundament științific, pentru că în această carte Ellen Shore citează foarte multe studii din neuroștiințe, dovezi științifice prin care se arată cum sistemul nostru nervos susține dezvoltarea emoțională, cum se produce efectiv prin contact fizic, senzorial cu mama, și explică și de ce un aspect pe care multă lume îl știe, dar cumva unii încă nu cred în el ca și cum ar fi o chestie de credință, și anume că bebelușii simt ce simt mamele sau că sunt influențați de ce simt adulții de lângă ei. Și nu e o credință, nu trebuie să crezi în asta, e știință. De altfel, ultimele tale vorbe mă duc cumva cu gândul la o altă carte despre care am mai vorbit, dacă nu mă înșel, astă vară, o carte publicată de data aceasta în colecția Parentaj a editurii Herald, Bebelușul meu înțelege tot. Deci, cu siguranță, chiar dacă mulți sunt sceptici, cu siguranță un bebeluș înțelege tot. Da, el asimilează în primele luni de viață, asimilează foarte multe informații din mediul înconjurător. Iarăși foarte important este conexiunea cu mama, cu figura maternă în aceste prime luni de viață. Doar faptul că el nu poate, bineînțeles, să redea, să exprime aceste emoții și toate stările, toate trăirile pe care le are el, dar o face, bineînțeles, prin plâns. Pentru că de cele mai multe ori sunt multe mămici și mulți părinți care se tem de acest lucru și vor să-l facă cumva pe copil să tacă, să nu mai plângă. Nu, plânsul este, prin plâns copilul își exprimă niște dorințe, niște nevoi. Și atunci este firesc. Câteva cuvinte despre Alan Shore. Un lucru foarte important, faptul că Dr. Alan Shore este poate cel mai citat, am putea spune, autor în domeniul psihanalizei după Freud, iar știința artei psihoterapiei este o lucrare deosebit de importantă și actuală, care așează pe fundament științific arta psihoterapiei, detaliind și rafinând perspectiva psihodinamică a teoriei atașamentului. Iată exact despre ce am pomenit noi și am mai discutat și cu tine și cu alți colegi psihologi, psihoterapeuți. Cred că anul acesta am discutat cel mai mult despre teoria atașamentului și despre cele patru stiluri de atașament, cât de importante sunt aceste stiluri de atașament în primele luni de viață, în primii ani de viață și cum aceste stiluri de atașament cumva stau la baza dezvoltării unor tipare comportamentale și relaționale sănătoase, echilibrate în relațiile noastre cu semenii noștri ca adulți, bineînțeles. Deci știința artei psihoterapiei, volumul 2, terapia reglării afectului și neuropsihanaliza clinică. Cui vrei să dăruiești această carte?
Da, îți spuneam că am să merg pe prima persoană care mi-a venit în minte și vreau să dăruiesc această carte colegei și prietenei mele, Daniela Maricaș, care este medic de familie și este colaboratoarea mea, și este președinta Asociației Bebe Bienvenue. Și vreau să-i dăruiesc această carte tocmai pentru că este un medic adevărat, un vindecător, adică un medic deschis către ceea ce înseamnă ființa umană în complexitatea ei. Nu doar corp, da? Nu tratează corp și boală, ci tratează ființe umane. Va ajuta să-și dezvolte munca și abordarea profesională. Și sper să-i placă. Mai ales pentru faptul că noi am mai discutat, cred că această privire și perspectivă, am putea spune, interdisciplinară, este esențială pentru un medic, mai ales în zilele noastre, aceea de a nu trata efectul, Da. da, bolii și de a nu trata Boli. din punct de vedere biologic, exact, corpul, din punct de vedere fizic, o boală, ci în ansamblu, pentru că știm foarte bine, dacă ne referim la psihosomatică, aproape în spatele fiecărei afecțiuni, să spunem, sau a fiecărei boli, se află partea aceasta emoțională. Deci, iată cât de importante sunt emoțiile și, de fapt, cât de important, aș spune, reprezintă reprimarea, din păcate, Sigur. reprimarea emoțiilor pentru apariția ulterior a unor tulburări, a unor afecțiuni sau a unor boli. Dragii noștri, astăzi Simina Angelescu, psiholog, psihoterapeut, specialist în maternologie și în psihologie perinatală, a fost alături de noi și ne-a recomandat volumul 2, Știința Artei Psihoterapiei, volumul 2 al doctorului Alan Shore. Îi mulțumim foarte mult și această carte, cum spunea Simina mai devreme, va merge la Daniela, parcă? Daniela Marincaș, Daniela da. Marincaș. Noi vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi, mulțumim din suflet, Simina Angelescu, vă mulțumim Și și eu mulțumesc. noastră că ați fost alături de noi la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul campaniei Dăruiește o carte, dăruiește o parte din tine. Pentru că sunt sărbătorile, în cadrul acestei campanii aș vrea să mai semnalez un lucru, un aspect, și anume faptul, pentru dumneavoastră, dragi cititori Herald, și anume faptul că toate cărțile din portofoliul editurii Herald, în limita stocului disponibil, au o reducere de 30%. Vă mulțumim foarte mult. Ne dăm întâlnire la un nou episod al acestei rubrici Cărți deschise pentru minți deschise, bineînțeles cu un alt invitat care a acceptat invitația noastră de a participa la acest joc, la această campanie. Să aveți o zi binecuvântată în continuare și lectură plăcută. La revedere! La revedere!